Bună ziua! Mă numesc Daniel Geale, sunt profesor de fizică în liceul teoretic din Bârlad și azi vă propun spre analiză unul din subiectele de termodinamică din testele de antrenament, și anume testul numărul 7, propuse de Ministerul Educației. După cum știm foarte bine, rezolvarea oricărei aplicații începe cu citirea atentă a datelor probe. Și anume, un cilindru orizontal are lungimea L egal cu 0,8 metri și secțiunea S 100 cm pătrați. Un piston foarte subțire și fără frecări împarte cilindrul în două compartimente A și B de volume egal. În fiecare compartiment se află aceeași masă de oxigen, având o masă molară de 32 kg pe kilomol, la o presiune pe 0 egală cu 10 la 5 pascal și la aceeași temperatură. La un moment dat, plutonul se deplasa pe distanța D egal cu 10 cm față de poziția inițială, ca în figura arătată, fiind menținut în această poziție sub acțiunea unei forțe. Pe toată durata experimentului se consideră temperatura gazului constantă. Trebuie să determinăm numărul de molecule de gaz într-un compartiment, să determinăm temperatura gazului dintr-un compartiment, să calculăm valoarea forței care trebuie să acționeze asupra pistonului, respectiv să calculăm masa suplimentară care trebuie introdusă într-unul din compartimente, astfel încât după eliberarea pistonului acesta să nu se deplaseze, precizând de asemenea și în care din compartimente vom introduce gaz. Și acum să parcurgem rezolvarea. Din datele problemei, analizăm grafic și reprezentăm grafic cele trei situații la care se referă problema, și anume, prima situație în care pistonul este în echilibru la mijlocul cilindrului, dat fiind faptul că presiunile în cele două compartimente sunt egale, apoi situația a doua în care pistonul este deplasat forțat spre dreapta la o distanță de și menținut în poziția respectivă, și a treia situație, situația în care pistonul este în echilibru la distanța D față de mijlocul cilindrului, iar în compartimentul din stânga, o să vedem de ce, se introduce o masă suplimentară de gaz. Prima cerință a problemei se referea la numărul de molecule de gaz dintr-un compartiment. Având în vedere egalitatea presiunilor, a volumelor și a temperaturilor, rezultă că în cele două compartimente am același număr de molecule, care poate fi determinat înmulțind numărul de mol, respectiv cantitatea de substanță, cu numărul lui Avogadro, reprezentând numărul de molecule dintr-un mol de substanță. Scriind numărul de mol ca raportul dintre masa substanței și masa molară a substanței, rezultă, înlocuind cu datele numerice, și aici insist pe scrierea termenilor relației însoțiți de unitățile de măsură. Este important acest lucru deoarece se știe că o relație fizică este corectă, în primul rând, dacă ea se verifică dimensional. Din calcule rezultă 0,72 10 la puterea 23, un număr, da? Așa cum se iasă un număr, pentru că ni se cere numărul de molecule. A doua cerință a problemei se referă la temperatura pe care are gazul în fiecare dintre cele două compartimente și care se determină utilizând pentru unul din compartimente ecuația de stare a gazului ideal, adică temperatura este P0 ori V supra 2 supra mg, unde V supra 2 este, așa cum se vede în desen, L supra 2 înmulțit cu secțiunea pistonului, împărțit la numărul de mol care se scrie din nou ca masă supra masă molară. Evident că putem să alegem să calculăm separat numărul de mol, situație în care calculul ar fi un pic mai simplu, iar relația finală ne dă temperatura. Da? Insist pe exprimarea unei relații finale în funcție de datele problemei, pentru a putea obține punctajul maxim până la calculul
numeric. Înlocuim datele numerice și ținând cont că un joule este un pascal ori un metru cub, se determină temperatura gazului dintr-unul dintre compartimente, de fapt din fiecare dintre compartimente, ca fiind T egal cu 400 de Kelvin. Trecând la punctul C al problemei, să explicăm un pic situația creată prin împingerea pistonului. În situația în care inițial presiunile erau egale, prin împingerea pistonului spre dreapta pe distanța D, presiunea PB din partea dreaptă o să devină mai mare decât presiunea atmosferică, iar cea PA din partea stângă mai mică decât presiunea atmosferică. Asta creează o diferență de presiune între cele două compartimente, care are tendința de a împinge pistonul înapoi. Fixarea pistonului sau menținerea pistonului în poziția respectivă se face aplicând o forță suplimentară exterioară, astfel încât această forță să echilibreze diferența forțelor de presiune exercitate de cele două de gazele din cele două compartimente, astfel încât avem, conform principiului 2 al mecanicii, F plus F1 egal cu F2, unde F1 este forța de presiune exercitată de gazul din stânga, F2 forța de presiune exercitată de gazul din dreapta, iar din calcul rezultă că această forță este presiunea în zona P minus presiunea în zona A, înmulțită cu secțiunea pistonului. Dat fiind faptul că pe tot parcursul evoluției gazului se consideră că temperatura nu se modifică, putem presupune că gazul din cele două compartimente a suferit transformări izoterme. Schimb ecuația izotermei, care se scrie în mod normal P ori V egal constant, analizăm pentru fiecare din cele două compartimente ecuația izoterme și găsim P0L supra 2 OS este egal cu PA pe lângă L supra 2 plus D, care este noua lungime a compartimentului după împingerea pistonului spre dreapta, ori S, de unde rezultă expresia lui PA, și înlocuind cu datele numerice, ținând cont de unitățile de măsură, se obține într-adevăr o presiune PA mai mică decât presiunea atmosferică. În mod identic, în zona B, vom scrie P0L supra 2 S egal cu PB pe lângă L pe 2 minus D ori S, noua lungime a pistonului, a cilindrului, a porțiunii respective, după împingerea spre dreapta, de unde rezultă că PB este L pe 2 ori S ori P0 supra L supra 2 minus 2 ori S. După efectuarea simplificărilor și înmulțirea datelor numerice, rezultă o presiune 4 supra 3 ori 10 la 5 a pascal, ceea ce într-adevăr este mai mare decât presiunea atmosferică. Înlocuind în relația inițială a forței, rezultă că această forță este aproximativ egală cu 533,3 N. Înainte de a discuta punctul D și ultimul al problemei, trebuie specificat faptul că dacă în această situație forța dispare, pistonul va reveni în poziția sa inițială la mijlocul cilindrului, astfel încât în momentul în care noi dorim ca pistonul să nu-și modifice poziția la dispariția forței, trebuie să introducem o masă suplimentară în compartimentul din stânga, astfel încât în final presiunea finală din compartimentul din stânga să fie egală cu presiunea în compartimentul din dreapta. Astfel, am explicat și aici, în situația în care PA' este egal cu PB, vom înlocui iarăși din ecuația de stare valoarea presiunii PA', adică M plus M1 RT supra mu pe lângă L plus 2 plus 2 ori S, egal cu MRT supra mu pe lângă L plus 2 minus 2 ori S. Da? Termenii de jos de aici reprezentând volumele celor două compartimente. Reducând termenii asemenea, găsim că M plus M1 egal cu M pe lângă termenul de jos de aici, supra termenul de aici de la numitor. Și făcând un artificiu matematic, adică trecând
masa M în partea dreaptă a ecuației și scoțându-o în factor, găsim că M1 este M pe lângă L pe 2 plus D supra L supra 2 minus D minus 1 și înlocuim cu datele numerice, o să găsim faptul că în compartimentul din stânga trebuie introdus o masă suplimentară de 2,56 grame. Cam aceasta este rezolvarea. Vreau să precizez faptul că este esențial ca toți termenii din relații să fie însoțiți de unitățile de măsură și rezolvarea să fie cât mai detaliată pentru a ușura evaluarea lucrării și a obține rezultatul maxim. Cu acestea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes!